Trebuie să fie lămurit lucru pentru credincioșii Sfintei Biserici că numai în sânul ei, iar nu în afară de ea, Mântuitorul Iisus Hristos împărtășește prin Sfântul Duh Harul Său Mântuitor. În Sfânta Biserică ne împărtășește El acest har, întrucât ea este Maica noastră duhovnicească. Ea ne naște la viața în Hristos prin Sfântul Botez, făcându-ne fii al lui Dumnezeu după har. Sfântul Ciprian zice că nu poate avea pe Dumnezeu de tată cine nu are Biserica de mamă. Mântuitorul Iisus Hristos este capul Sfintei Biserici, iar Sfânta Biserică este trupul Lui, după cum bine aflăm din Sfânta Scriptură. Hristos este capul Bisericii, trupul Său, al cărui Mântuitor și este. Este deci ușor de înțeles că nimeni nu se poate împărtăși de mântuire dacă nu este mădular al trupului Lui Hristos, adică al Bisericii, căci Iisus Hristos și Sfânta Sa Biserică sunt de nedespărțit. Așa precum Mântuitorul Iisus Hristos este singurul învățător al credincioșilor, singurul mijlocitor între Dumnezeu și făpturile sale, singurul dat între oameni în care trebuie să ne mântuim noi, tot asemenea nimeni nu poate să se împărtășească de mântuire, decât fiind mădular al trupului lui Hristos, adică al Sfintei Biserici. Adevărul mântuirii în Sfânta Biserică este mare și taina lui este adâncă. Deprimirea și urmarea lui atârnă însăși mântuirea noastră. Pentru a apropia acest adevăr de înțelegerea noastră, Mântuitorul Iisus Hristos se slujește de asemănarea cu vița și mlădițele zicând: rămâneți în mine și eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără de mine nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, se aruncă afară ca mlădița și se usucă. Precum mlădița se usucă dacă este ruptă de viță de la care primește hrană prin sevă, tot așa și sufletul moare duhovnicește, adică își pierde mântuirea, dacă se rupe de Sfânta Biserică, de trupul tainic al Mântuitorului Iisus Hristos, care îl hrănește prin harul dumnezeiesc. Harul din Sfânta Biserică este asemenea sângelui cald din trupul omenesc viu, care hrănește toate mădularele trupului. Dacă un mădular se desprinde de trup, atunci de îndată se lipsește de viață, căci nu mai curge în el sângele trupului și asta este de lepădat. Tot așa și credincioșul care se desparte de Sfânta Biserică, în care este harul dumnezeiesc, moare sufletește, pentru că nu mai are viața duhovnicească din trupul tainic al lui Hristos, din Sfânta Biserică. Deci din Sfânta Biserică fac parte toți cei botezați cu botezul creștin, adică numele Sfintei Treimi, care cred în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care se împărtășesc de aceleași sfinte taine, care aduc aceeași închinare lui Dumnezeu și stau sub cârmuirea văzută a unei ierarhii bisericești sacramentale. Nu numai drepții, ci și păcătoșii fac parte din Sfânta Biserică, așa cum într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut. Și unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste, dar păcătoșii sunt membri sau mădulare bolnave ale ei. Și nu numai credincioșii vii, ci și cei morți care au adormit într-o dreaptă credință sunt membri ai Sfintei Biserici. Cei vii alcătuiesc biserica văzută din viața aceasta pământească, adică biserica luptătoare, iar cei morți într-o credință alcătuiesc biserica biruitoare sau triumfătoare, nevăzută sau cerească, pentru că au trecut de pragul acestei vieți de luptă. Dar în Hristos sunt una, cum ne învață Apostolul, că în El toate s-au împreunat, cele din ceruri și cele de pe pământ. În chip văzut, ea este condusă de ierarhia bisericească, de sinodul sau soborul episcopilor, care hotărăște cele privitoare la bunul mers al Sfintei Biserici. Dacă la sinodul episcopilor iau parte episcop din toată lumea creștină, el se numește sinod sau sobor a toată lumea sau sinod ecumenic. Sinoadele au lucrat și lucrează, iau hotărâri și conduc Sfânta Biserică sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mântuitorul Hristos însuși este pururea în Sfânta Biserică și o conduce prin Sfântul Duh. Sfinții apostoli s-au socotit doar slujitori ai Sfintei Biserici și tot asemenea sunt și episcopii, urmașii lor și preoții în conducerea ei. Potrivit învățăturii ortodoxe, Sfânta Biserică are patru însușiri, cum se arată în simbolul credinței. Ea este una, sfântă, sobornicească și apostolească. Sfânta Biserică este una pentru că unul este capul și întemeitorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos. Unul este Sfântul Duh, care o însuflețește cu harul dumnezeiesc. Una este ținta ei de a-i aduna pe toți credincioșii la un loc și a-i sfinții.
una este învățătura adevărată și tot una este calea cea dreaptă care duce la mântuire. Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat o singură sfântă biserică și nu voiește să fie mai multe. Biserica este sfântă pentru că sfânt este întemeietorul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, care a sfințit-o pe ea cu sângele său și i-a dat puterea să-i sfințească pe oameni prin harul dumnezeiesc. Sfântă este și învățătura bisericii. Sfânta biserică este sobornicească sau universală, pentru că chemarea ei este să se întindă peste tot și să-i cuprindă în sânul ei pe toți, fără deosebire de neam sau rasă, făcând din toți una. Ea este întemeiată pentru toate locurile, pentru toate vremurile, pentru toți oamenii care vor să vină la cunoștința adevărului. Ea rămâne în tot timpul și în tot locul aceeași, neclintită, și învățarea adevărului dumnezeiesc de plin, stând pe temelia Sfântei Scripturi, a celor 7 sinoade sau soboare ecumenice și a Sfintei Tradiții în opoziție cu bisericile sau comunitățile eretice. Sfânta Biserică este apostolească pentru că este întemeiată și așezată pe mărturia Sfinților Apostoli, piatra din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Ea are învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, ajunsă la noi prin Sfinții Apostoli și prin urmașii lor și ține neschimbate rânduierile acestora. În acest înțeles, zicem că Sfânta Biserică este zidită pe temelia apostolilor, întemeitorul și capul ei fiind Mântuitorul Iisus Hristos. Sfânta Biserică Ortodoxă reprezintă adevărata biserică pentru că prin dreapta ei credință ea păstrează neschimbate și fără nicio abatere învățătura și rânduielile așezate de Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum le-au transmis Sfinții Apostoli și cum le-au statornicit și lămurit apoi Sfinții Părinți în soboarele lor. Sunt Crina Popescu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Ecleziast.